Ah, am înțeles. Deci când îți moare copilul sfâșiat de câini, da, vine un tovarăș din ăsta, cu ștate vechi în delațiuni, și în chestiuni privind caracterul. Asta e o altă acuzație pe care trebuie să o dovedești. La ce te referi? Faptul că ai spus despre persoană cu delațiuni, cu ștate vechi în delațiuni. Dar ce este, mă, el altceva? A furat? Păi nu, delațiune înseamnă că vorbește gura fără el pe unde nu trebuie. Dă cu subsemnatul pe unde nu trebuie. Asta face el dintotdeauna. Vrei să-ți iau toată România mare în colecție de la, din 90 și ceva încoace, ca să vezi câte găleți de noroi a turnat în capul tuturor în țara asta? Hai să fim serioși. Bună seara, domnule Vadim! Nu e o seară bună pentru domnul Ciuturigă, pentru că așa se chema acela. Eu cred că nu e o seară bună pentru dumneavoastră. Eu așa-l bag în seama pe acest irresponsabil. Dumneata ești un irresponsabil. Se numește bărbații care își vopsesc părul. Nu cred că e ca ce anume? Ce a spus de vopsi părul? Ascultă, Ciuturigă. Bă, nu, domnul Vadim... Îți permiți tu, mă, să vorbești așa de Dar cum îți permiți dumneata să vorbești cu mine așa, domnul? Cine ești tu, mă, derbedeule? Derbedeu ești tu, mă. Măi, derbedeule, vino cu mine la o emisiune oricând vrei tu, mă. Stai acestui bulangiu nenorocit. Măi, bulangiu ești tu, măi, râsul lumii. Am să vă rog să... Măi, râsul lumii, du-te la ospiciu, măi. Du-te, mă, la ospiciu, că te așteaptă acolo doctorii să te trateze. Fără invective. Ai văzut? Nu se poate discuta. Fără invective, din suflet. Vrei să discuți? Nu putem continua. Vrei să discuți civilizat și nu ai cu cine. Tu deschizi cura, mă, vagabondule! Băi, râsul lumii, mă! Mă, tu ești un râs de lume, mă! Ce zice Antoanela? Ce zice, mă, Antoanela? Hai să intre Antoanela în direct acum! Măi, prăpăditule, mă! Măi, căcăcios, mic, mă! Căcăciosule, măi! Nu, măi, nu, vă rog, nu de treaba ta, mă! Da, vă rog să nu... Va trebui... De 20 de ani împroși cu noroi toată societatea civilă, mă! Oprim... Nu, ne oprim dacă nu! De 20 de ani împroși ca toată societatea civilă, mă! Care e adevărul, mă? Că a fost violat copilul, mă? A fost adevărul ăsta? Nu vreau să vă... Păi ce faci, numai a ta? Nu vreau să vorbiți. Nu vreau să vorbiți. Măi, râs de lume. De ce? De ce faci tu atacuri la persoană, mă? Am avut o zi grea în Parlamentul European. Am trecut Săracul. M-am românii din Germania. Săracul. Păi de asta ești plătit acolo, ca să ai o zi grea. Pașaport, deviză. Și vine orice parazit să-l judece pe un demnitar european. Vai, nu se poate așa ceva. Pentru mărșăvii de genul ăsta, că a fost violat copilul. De unde ai scos o pasă că a fost violat copilul? Vă rog. Vorbești cu tine a treia oară, dai onorul marcatoiului. Vă rog frumos, vorbiți prin mine, pentru că nu putem continua cu asemenea invective. Cum să vorbim? Vă rog frumos, prin mine. Bine, uite, eu nu mai spun nimic. Vă rog frumos să mă ascultați amândoi. Nu mai vorbiți în direct, pentru că va trebui deci să ne oprim. Care e problema reală cu câinii sau nu? Vă rog frumos, da, chiar vrem, da. Păi să tacă. Vă ascultăm. Vă ascultăm pentru că păi care e problema reală? Da. Vă rog la subiect. Domnul Vadim, vă rog la subiect. Mă, cine te-a băgat, mă, bișnițarule, Măi, eu sunt acolo de filozofie, mă. Ajunsesem într-un punct foarte bun. Vă ascultăm. Ia stai puțin, că îi propun ceva. Lasă-mă să-i propun ceva. Te bat, te faci pe tine. Te bat. Deci problema tinilor. Cum să mă bat? Vă rog, vă ascult. Abia te mai ții pe picioare. Vă rog, frumos. Vreau și eu să înțeleg ceva. Fii atent aici, domnul Vadim. Haide să ascultăm și după aceea te rog și pe tine. Vrei, mata, te prezinți cu mine la o emisiune să discutăm despre filozofie. Nu amândoi odată. Deci, vă rog din suflet. Domnule Vadim, acum vă ascultăm pe dumneavoastră. Deci, la locul accidentat, unde un copil de 4 ani n-avea cum să ajungă prin forțele proprii. Excuse me, just a few minutes. I'm talking a TV now. 2 minutes, please, excuse me. Vă ascultăm. Rahatul ăsta, păi... Gata, vă ascultăm, sunteți în direct. Vorbim aici, nu mă siliți, ridictorul, că trăzesc un hotel întreg, da? Da, sunteți în direct. La poliției judiciare a fost
că este un abuz sexual, că a fost violat copilul, omorât și dus pe brațe în locul în care prin forțe proprii nu putea să ajungă. Această informație o aveți de la poliția judiciară? Dar întrebați-l pe primarul sectorului 2, Neculae Onțanu, cu care am vorbit în două rânduri. Acolo erau suspecte puține urme de sânge pentru cineva care a fi murit acolo, spâșiat chipurile în colți. Bun. A doua ipoteză a unor procurori de la parchetul general a fost un Rottweiler, un câine de luptă scăpat de stăpânul inconștient din lesă și care l-a fi omorât pe copil. Dar de asemenea, dus pe brațe de stăpân într-un loc în care se presupunea că ar fi găsit mai târziu. Eu n-am zis că e așa. Andrei Duban. Eu, totuși, ca ziarist, vechi achetator de presă, poate și ca parlamentar european, mie nu mi-e indiferent ce se întâmplă în țara mea. Voi știți ce emoție vie e în comunitatea europeană că a început apocalipsa canină, dar rezolvă cu ceva. Oamenii trei din platou, sau Rodica Popescu-Pitonescu, sau Tora Vasilescu, sau Adriana Bahmuțan, ar putea să omoare câini cu mâna lor. Deci Păsescu a omorât peste 70.000 de câini în 2001-2002. A rezolvat ceva? Nu. N-a rezolvat nimic. Credeți că la fel va fi și acum? Mai e un aspect. Eu nu apăr câinii. Normal că apăr copiii, că mi se pare că am făcut copii pe lumea asta. N-am făcut câini. Dar vreau să spun un lucru. Unde sunt câini, nu mai sunt șobolani. Ne mănâncă șobolanii, mai ales asta e important, da. Bubiței, cu atâtea rupiuni, cu atâta nisip acolo. Și bine la Casa Scânteii și Ioana Miaza Mare cu treieră șobolanii. Măcar câinii îi mai stârbesc. Să facă ce ori vrea. Dar acum s-a politizat dacă Andrei Duban. Acum, iată cum niște oameni care erau la cuțite, Traian Băsescu pe de-o parte, Victor Ponta, Cristian Tunescu pe de-altă parte, au găsit they got the point. Au prins punctul de contact, suprafața de contact. Să înțeleg de minune să-l atace pe Sorin Oprescu. Dar ce bine are Sorin Oprescu? Ce ar fi trebuit să facă Sorin Oprescu atâta timp cât vin din statele învecinate, din alte județe, cu căruța, cu sacoșa, vin țărani și țărânci cu căței, cu puișori. Și iau de rezervor, uite cum se umple habitatul în marile orașe. Să zicem că îi omoară pe toți de aici, din București. Păi, dar niciodată nu se va termina acest perpetuum mobile până nu pătrunde castrarea sau sterilizarea. În mediul rural nu se va rezolva problema oamenilor. În primul rând că acești câini nu sunt sensați. Să dai cu pliciul prigoană să-i omori. Nu se rezolvă așa și ne facem un mare păcat în fața lui Dumnezeu. Am văzut ieri sau altă compoziție de trezire cu un preot în direct spunând Dumnezeu ne va ierta pentru uciderea câinilor. Ce vorbești, părințele? Câte crime mai iartă Dumnezeu pe pământ? La Strasburg, acolo, ați văzut vreun câine pe străzile de acolo? Da, am văzut. Care e problema? Da, am văzut. Dar ei și-au rezolvat în timp problema și au un alt nivel de civilizație. Și poate luăm și noi patentul. Azi am fost când am părăsit lucrările Parlamentului și ne pregăteam să mergem în Germania. Am intrat în catedrala de la Strasburg și am prins o lumânare pentru cei vii și pentru cei morți. Și am cumpărat niște amulete, niște cruciulițe, mai dau și eu la, mai ales la oameni amărâți și la angajații mei. Și acolo era un cercetător în față. Domnul Vadim. Și m-a auzit vorbind românește. Domnul Vadim, dați-mi și mie. I-am dat 2 euro. I-am dat. Deci sunt în imensa majoritate cercetorii sunt din România. Acum ce o să le facem? Că și fonează imaginea țării. Îi omorâm și păi și care este soluția, apropo, domnul Vadim? Nu mai o frază. Știi bine că și la metrou, dar și șoferii de taxi și unii mecanici de locomotivă mai fac accidente, fie din vina lor, fie din vina altora și omoară și copii și bătrâni. Am înțeles. Tachimetrici, că s-a întâmplat. Domnul Vadim, am și o întrebare, vă rog frumos. O frază vreau să-i mai spun, dacă îmi permiți. Da, vrea și Vica, vrea și Vica să vă întrebe ceva. Cine dădea pedepse colective în istorie? Numai Hitler a dat. Când Heydrich
care i-a creat nimic, un serviciu secret, a fost aruncat în aer cu mașină cu tot în 1943. Eu cred că deja ajunge prea departe. Domnul Vadim, care este soluția, deci, după părerea dumneavoastră? Din ras, acel stat de pe suprafața pământului, asta facem noi acum? Nu, eu vă propun să vorbim despre toate astea într-o emisiune săptămâna viitoare.